Copilăria este semnul zodiacal sub care ne naștem și pe care îl purtăm în inimi ca pe o pată de lumină. Copilăria este inima tuturor vârstelor, spunea Lucian Blaga. Iată-ne azi, aici, copii de toate vârstele, adunați la oaltă, să ascultăm cu bucurie bătăile acestei inimi prin intermediul cântecului și a poeziei. Tot prin intermediul cântecului și al poeziei vom ajunge și pe tărâmul vacanței, vacanța fiind perioada cea mai așteptată de copii, perioada jocului, a zâmbetelor și a călătoriilor. Să ne teleportăm, deci, împreună, pe aripile muzicii și a versului în lumea vacanței și a copilăriei. Înainte de a da start coloritului muzical și poetic, vreau să vă spun că acest eveniment a fost posibil și cu suportul sponsorilor. Vreau să le mulțumim acestor sponsori și vă rog să-i aplaudați. Doamnei Zinaida Cibotaru, consilier financiar la Industria Alliance, firma IT Service Center, prin directorul său, domnul Cătălin Cazacu, care oferă servicii de reparații calculatoare, creare de rețele simple și complexe, gestiune de server și multe altele. Compania IND Peisajman, prin directorul său, domnul Ion Iurcu, care oferă servicii de instalare de pavaje, trotuare, pereți și suport și multe altele. Doamna Crina Cimpa, un naturopat specializat în hipnoze HIC, armonizare energetică și Reiki, precum și instructor de yoga. Compania Alo Balon, condusă de doamna Elena Guma Maxim, care vă oferă minunate aranjamente care vor da culoare evenimentelor dumneavoastră. Cabinetul notarial Tam Noter, condus de domnișoara notar Teodora Alexandra Muntean, și Sweet Addiction by Mirela, produse de cofetărie cu specific românesc homemade, la fel și familiei Roșca. DJ Gheorghe, care va anima petrecerea de după spectacol. Nu ultimul rând, DJ-ului. Vă rog să-i aplaudați. De asemenea, vrem să le mulțumim partenerilor media acestui eveniment, emisiunea de radio Ora Românească și jurnalistului Adrian Ardelean, postului de televiziune MRTV Montreal, condus de domnul Nicolae Labu, care va filma pe mesele dumneavoastră există cărțile de vizită ale partenerilor noștri, pe care vi recomandăm cu mare drag. Le mulțumim din suflet și încă o dată aplauze! Iar acum este timpul să începem spectacolul nostru de poveste. Ia să-mi spuneți, copii, care este perioada anului pe care o așteptați cu nerăbdare? Vacanța. A zis cineva vacanța? Despre vacanță o invit aici pe Andreea Grigorescu, în aplauzele dumneavoastră, să ne cânte. Andreea Grigorescu. Să te vezi.
Următorii care vor intra în scenă sunt gazdele noastre din această după-amiază, grupul vocal de copii Armonia. Acest grup a fost înființat în primăvara anului 2021 și este coordonat tehnic de Sorin Grigorescu, un român deosebit de implicat în activitatea comunității pe bază de voluntariat și artistic de Alina Chirilă, cea care însumează cuvintele devotament, dedicație, dragoste față de tot ce e românesc și profesionalism, ca de altfel ca și Sorin. Alina, după nopți nedormite în care lecuiește rănile fizice ale oamenilor, își dăruie o mare parte din timpul liber pentru a coordona acest proiect frumos numit Armonie. Mulțumim, Alina, și vă rog să o aplaudați pentru această muncă nobilă și domnul Sorin Grigorescu. Copiii artiști Armonie încearcă prin cântecele lor să promoveze graiul românesc și cultura românească. Armonia este în prezent în perioada de înscriere pentru preselecții. Deci, dacă doriți să faceți parte din acest proiect frumos, vă rugăm să vă adresați coordonatorilor acestui grup. În aplauzele dumneavoastră, invităm pe scenă grupul vocal de copii Armonia.
faci în suflet tare. Mama, că mama, uită-n parte de sine, iar trăiește doar în tine.
Armonia. Vă rog să-i aplaudați mai tare. Acum avem bucuria și onoarea să avem printre noi pe câțiva dintre elevii școlii de dans Ballroom, condusă de profesorul Daniel Zaharia. Elevii școlii Ballroom se remarcă din ce în ce mai des în concursurile de dans organizate la nivel provincial și național. Daniel Zaharia este câștigătorul campionatelor canadiene de dans. Vă rog să-l aplaudați! Se remarcă prin crearea unei comunități de dans vibrante cu un accent deosebit asupra comunității noastre. Am să vă citez chiar cuvintele lui. În școala noastră de dans, toți sunt bineveniți să descopere arta dansului într-un mediu pasionat și dedicat. Prin intermediul lecțiilor noastre, veți avea experiența și bucuria dansului și veți deveni parte a unei comunități unite de pasiunea pentru mișcare și expresie artistică, am încheiat citatul. Încă o dată aplauze pentru Daniel, pentru că este foarte greu să muncești până la nivelul de a ajunge campion. Și invit în scenă pe Nicole Pleșco și pe Catherin Bucea, care vor dansa pentru dumneavoastră un vals, urmați de Ecaterina Boeva, de la aceeași școală, care ne va dansa un cea-cea. Thank you.
vocal de copii Armonia, se reîntoarce pe scenă pentru a vă prezenta câteva melodii românești. Vă rog să-i aplaudați și să-i întâlniți cu aplauze pe grupul de copii Armonia. Thank you.
mă, să ne jucăm, dorim. Cerul se ninge, e ne-ndeamnă, mai bun cu toții să fim.
Thank you.
știu dacă voi vă amintiți, când eram mici, unde mergeați în vacanță? Întrebarea este pentru adulți. Nu știu cum voi, dar eu mergeam la bunici. Următoarea piesă este despre bunici și o invit pe Nicoleta să interpreteze piesa Fuga, Fuga, de Ion, versuri și muzică de Ion Aldea Teodorovici. Nicoleta, te rog să vii aici, eu țin pumnii. Acum o să vă rugăm să eliberați iarăși pista de dans.
pentru că urmează din nou copiii școlii de dansuri ballroom. Reprimiți cu aplauze pe alți doi dansatori fantastici de la școala de dansuri Ballroom a profesorului Daniel Zaharia. Deci îi invităm cu aplauze pe Tina Maria Cazacu și Mateo Chirile cu un vals vienez. Thank you.
permisiunea dumneavoastră, voi citi o poezie pe care am scris-o chiar eu și se intitulează Pentru voi copii oricând fie pace pe pământ. Acum avem cea mai multă nevoie de pacea cea de toate zilele. Dimineața când răsare, mult iubitul nostru soare, zbur de miei pe toloace și în lume fie pace. Ziua de școala vă adună, la repaus dacă sună, în vacanță de sunteți, pace într-una să aveți. Seara, pe când moșul iene vine în taină pe la gene și prind visele să joace, vă urez o scumpă pace. Noaptea, de e lună plină sau de bolta iesenină, ori de stelele lucesc, pacea sfântă vă doresc. Iarna, toamna, primăvara, vara când înfloare-i țara, copii, pentru voi, oricând, fie pace pe pământ. Iar în continuare vă invităm să urmăriți un duet muzical compus de Maria Marinescu și Carolina Untile. În aplauzele dumneavoastră le invităm pe Maria Marinescu și Carolina Untile. La 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 la
Iar acum, din nou, vă rugăm să degajați ringul de dans, pentru că vor dansa pentru noi copiii școlii de dansuri Ballroom ai profesorului Daniel Zaharia, Tina Maria Cazacu și Matei Chirilă. Vă rog frumos să-i întâlniți cu aplauze! A doua părți a spectacolului nostru și primii care ne vor bucura sunt dansatorii școlii de dans Ballroom condusă de Daniel Zaharia. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleep. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, if she don't have much I loved her, did I try it every way to show her every day that she's my only one? And if I die, never knew how much I loved her. Now I live with the regret that my true feelings for her never will be revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she needs to be.
În continuare ne vom delecta cu o piesă din folclor. Folclorul constituie baza muzicii populare românești și locomotiva. Sunt sigură că veți recunoaște și veți predona piesa alături de interpreta Andreea Grigorescu. Mateo Chirilă, pe care le cunoașteți cu siguranță. Vă rog să-l întâmpinăm cu aplauze pe Mateo Chirilă.
drumul meu târziu. Și-am să plec fără să știu, dus de drumul meu târziu. Și mă duc și mă duc până la izvor sunt și mă I'm not afraid.
Vă mulțumesc! După cum vă spuneam la începutul spectacolului, grupul de copii Armonie a fost fondat în scopul promovării limbii române, a tradițiilor, obiceiilor și obiceiurilor neamului nostru. Pe lângă voi, părinții și noi, ca și comunitate, avem datoria să ne implicăm pentru ca împreună să veghem în scopul ca noua generație din diaspora să cunoască și să păstreze ceea ce moșii și strămoșii noștri ne-au lăsat, anume limba și cultura română. Acesta este motivul pentru care a dus la înființarea Asociației Culturale Uniți prin Muzică, care a fondat la rândul său grupul de copii Armonia. Vă reamintim că Armonia este în prezent în perioada de înscrieri și va fi recunoscător dacă ați face cunoscută această activitate prietenilor, cunoscuților dumneavoastră. Vă mulțumim anticipat! În aplauzele dumneavoastră, invităm în scenă grupul de copii Armonia. Oh,
La finalul acestui spectacol minunat, organizat de grupul de copii Armonia, condus de Alina Chirilă. Vă rog frumos să-i aplaudați încă o dată, dar tare, așa, din toată inima. Înainte de a o invita pe Alina Chirilă în scenă, vreau să-i mulțumesc încă o dată, fără protocol, n-am scris, fără ce am scris pe foaie. Deci, Alina, mulțumesc foarte mult că mi-ai încredințat iarăși misiunea de a prezenta acest spectacol. Nu știu dacă a ieșit foarte bine ceea ce am făcut, dar vă asigur că ceea ce face Alina este minunat, este important pentru comunitate, pentru promovarea culturii, limbii, a literaturii. Este un efort titanic. Mulțumim și familiei Grigorescu pentru implicarea necondiționată și mare în promovarea culturii. Deci o invit aici pe Alina Chirilă. Vă rog frumos să o aplaudați din nou. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc de suflet tuturor partenerilor, benevolilor, invitaților, publicului și permiteți-mi, vă rog foarte mult, să vă prezint unul câte unul de acești copii minunați. Vă rog să aveți răbdare și să-i aplaudați pe fiecare în parte, pentru că muncesc foarte mult. Începem cu Melissa Toni. Prezint copiii care au ales să un alt drum, drumul școlii, drumul studiilor, pentru că sunt mari, sunt la secundar și care vor părăsi grupul Armonia. A devenit deja o tradiție să ne luăm rămas bun împreună cu dumneavoastră de la acești copii minunați. De ce am instaurat o astfel de tradiție? Pentru că Armonia nu este o școală de muzică, nu este o școală de canto. Este un loc unde noi, coordonatorii, alături de părinți, încercăm să sensibilizăm copiii comunității noastre la importanța folosirii și a păstrării limbii române, la frumusețea tradițiilor noastre, la frumusețea portului popular. Am dorit mult ca trecerea prin Armonia să lase copiilor o amintire frumoasă, să se creeze prietenii care mai târziu să ducă la cimentarea legăturilor din comunitatea română. Pentru că avem nevoie să fim uniți pentru a fi puternici.
Mulți gânditori, filozofi și oameni de știință au spus și au demonstrat de-a lungul timpului că pentru a avea un viitor, omul, în cazul nostru, copilul, trebuie să-și cunoască trecutul, trebuie să știe de unde vine, să cunoască și să cinstească istoria neamului său. Copiii noștri trebuie să fie mândri din țara din care vin, pentru că sentimentul acesta le va da curajul să răzbească oriunde în lumea asta mare. Iată, asta face armonia. Să ne luăm rămas bun așa cum se cuvine. De la Diana Paterău. O prezență deosebită în grupul Armonia. Îți dorim mult succes, Diana. Și să mai vii să ne vezi. Mulțumesc pentru tot. Să ne luăm rămas bun de la Andreea Chelu. Andrei Chelu. Și să-i urăm succes la studii și să mai să ne vezi. Să ne luăm rămas bun de la Carolina Undilă. A fost din prima generație a Armoniei, atunci când am decis să facem această activitate, era pandemie, eram pe Zoom, nu știam prea bine ce viitor o să aibă această activitate, nu mai știam niciodată dacă o să ieșim din această pandemie, dar ea a rezistat și a rămas până astăzi alături de noi. Mult succes, Carolina! Aplauze pentru Carolina! Tina Maria Cazacu, o componentă a grupului Armonia, de care nu am reușit să ne luăm rămas bun așa cum se cuvine, și ea făcând parte din prima generație a grupului nostru vocal. Mulțumesc, Tina! Și îți mulțumesc că ai rămas alături de noi, vedeți-a bine și participă la spectacolele noastre. Mulțumesc, Tina! Permiteți-mi să subliniez plecarea lui Aian Ciumpavu. Aplauze pentru Aian, astăzi este motivat, are un meci de basket. Și în continuare vă rog să vină pe scenă pentru a le mulțumi pentru participarea lor la spectacolul nostru. Nu știu dacă mai sunt aici dansatorii de la Ballroom. O invităm pe Maria Marinescu. Și mulțumim frumos, Maria. Bine, mă așteptam. Maria, mulțumim foarte mult, foarte mult, ești foarte talentată. Invităm pe Andreea Grigorescu. Invităm pe Nicoleta Sârbu. Și pe Mateo Chirilă. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit în seara asta aici cu noi. Vreau să mulțumesc cu recunoștință sponsorilor noștri, partenerilor noștri. Vom începe cu familia Roșca. Vă mulțumim din suflet, vă rog frumos să vă ridicați, să vă cunoască lumea. Ei ne-au ajutat.
costumelor populare pe care puteți să le vedeți pe copii. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumiri firmei ID Paysageman, domnul Ion Iurcu. Mulțumim, vă rog să vă ridicați. Mulțumim firmei Alo Balloon, doamna Elena Maxian, care ne-a făcut acest minunat decor. Mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumim din suflet firmei IT Service Center, domnul Cătălin Cazacu. Mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumim doamnei Zinaida Cibotaru, consilier financiar la Industrial Alliance. Vă rog să vă ridicați, să vă cunoască lumea. Mulțumim doamnei Crina Ciumpavu, ea nu a putut să vină în seara asta aici. Mulțumim firmei TAM Noter, domnișoara notar Teodora Alexandra Muntean. Mulțumim partenerilor media, Ora Românească, domnul Adrian Ardelean, aici prezent, mulțumim frumos. Mulțumim televiziunii MRTV, domnul Nicolae Lavric, aici prezent, mulțumim. Mulțumim domnului Ioța Dragici pentru aranjamentul de lumini. Aplauze pentru domnul Dragici. Mulțumim lui Daniel Zaharia, profesor de dans și conducătorul școlii de dans Ballroom. Mulțumim lui DJ Gheorghe, care abia așteaptă să vă ofere muzică bună. Mulțumim prezentatoarei noastre, Luba Sârbu. Mulțumesc foarte mult tuturor benevolilor. Mulțumesc familiei mele care mă sprijină în această activitate. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Sorin Grigorescu. Înainte de a vă lăsa în compania lui DJ Gheorghe, vă propunem să cântăm și să dansăm împreună o piesă pe care membrii armoniei o iubesc foarte mult, sunt extrem de atașați. Dragul mii în sat la joc și cu aceasta spectacolul nostru a luat sfârșit, vă rugăm să ne mai fiți alături și de altă dată. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. O seară frumoasă!